Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Bă, astăzi nu cred că a mai făcut nimeni în România și chiar nimeni din ni lumea așa ceva, mă rog, să folosească site-ul ăsta, da, dar nu cu acest scop. În caz că nu știți, Wayback Machine a făcut Rafael acum destul de mult timp, a folosit acest site ca să-și vadă canalul sau cum era în trecut și mai mi-a zilele trecute încă un clip legat de ăsta. În care un tip verifica YouTube-ul cum era prin 2000, nu știu cât, am văzut puțin din clip Și stăteam și unde am ce dracu să mai filmez și așa mai diferit Că poate v-ați plictis și voi numai de gaming Așa cum m-am gândit, hai să încerc să folosesc această a timpului Să găsesc, ok, nu știu unde mă dat cu clipurile astea Hai să încerc să găsesc vechiul cadra cadran, canal al lui Codrin înainte de a fi șters Păi cred că o să fie cam așa www.youtube.com slash c slash și mi se pare că el avea numele de Satana PC. Hai să vedem dacă ni-l dă. Așteptăm o secundă ca asta se încarcă ca greu. Și nu ni l-a dat. Nu așa e atunci? Atunci să văd channel. Channel. Chanel. Odată încercați să ceva de genul și parcă mi-a ieșit. Hai să încerc acum. Tot nimic. Atunci user. Ceva? Nu, era ceva de genul și merge asta. User. Aha! Hai că am găsit. Era user de fapt. Și avem așa activitățile. Până în 2015 văd că mai au ăștia ceva date. Da, deși canalul a fost șters în 2000 14, nu în 2015 pare. Hai să vedem totuși ce mai e pe canalul ăsta. Ultimul snapshot în 2015 după primul canalul cu Odrin. Hai să ne ne dă. Deci era users, nu așa. Ne arată ceva? A, ne arată că a fost șters canalul și ne arată Watch Mojo, canale străine. În fine, dai să vedem dacă putem să și vedem clipurile. E curios dacă pot să fac asta și nu cred. Ia. De ce pot stai la cu verde? Nu știu. O fi mai bun screenshot-ul, snapshot-ul, mă rog. Hai să vedem. Eu vreau să dau pe 2013 sau... Încep cu 2013, nu, hai cu 2014 Iau așa în ordine inversă să văd, să vedem cum era vechiul canalul Codrin. Mă, nu mai a trecut prin cam să filmez chestia asta. Când i-a fost șters canalul, că nu mai știu. August? Da, 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 că parcă la tu veri a scos primul său clip de la lansat pe mai Holera. Hai să vedem. Sper că ăsta trebuie să fie cam ultima zi din canalul ăsta. Nu și aici a fost șters Ia asta să văd ceva Hai să dau pe YouTube să mă uit un pic la Corim pe canal Să vad uh, Sunt curios doar, aș, Ca chestie ca sa fac o, o cacofonie uh, bă, da bă, Cam bâlbăi astăzi cele mai vechi, când a pus el primul clip pe canalul ăsta Am înțeles 26 iulie A, ah, și eu mă uitam în august deci pe aici nimic, hai să vedem pe 13 mai, era zi de vineri? Nu cred. Dacă începe cu sunday eu de acolo, nu. opa! Și se pare că văd că ne-au găsit ăștia ceva, nu, nu ne tradu. Ia avem pe aici Instagram, alte chestii, nu înțeleg de ce e în limba asta, abonam ce limbo fi. Ia uite, da, bă, că ăsta zic, canalul I Hate Pink înainte se chema Nice I Hate Pink, nu doar I Hate Pink, cu te pe Rafael, copii Compace, MC. Interesant, interesantă chestia asta. Uh, hai să văd. Asta e vechea sa pagină, probabil, dar nu mai folosesc Facebook, deci n are rost să intru. Ia dacă open new tab, ce mă dă aici? A, mă dă pe arhiva de la Instagram-ul său, să înțeleg. Dacă acum îi văd cum arăta și Instagram-ul în 2014. Posibil avea vreo trei poze ia. Insta satana. Mă, cum arata Așa arată Instagram-ul pe atunci? În 2014? Bine, eu... Deci nu știu când am descoperit Instagram-ul. Mă, câte poze avea. Bă, din astea par cu mai fi șters, Parcă nu are... Le are pe toate astea. În fine, n-are importanță Instagramul ul cu Și gen, dacă e să dau play pe video, nu mi-l arată. Probabil că na Sau, opa, ia uite aici. Adevărata poveste din Skyrim. Mere să dau play la video. No, nu, nu pot să dau play la video. Era interesantă chestia asta. Deci cât de cât putem vedea chestii legate de... Codrin. Uh, dacă o vedea Codrin chestia asta, să-i să, da să arăta să-și caute vechea pagină. Ok, deci văd că ne arată pe aici dacă dăm pe videoclipuri. Dar nu se ce în limba asta așa. Bă, interfața YouTube-ului cam la fel, e și acum. Ia, se încarcă. Nu-i nimic dacă dă pe video, nu-i nimic. Ok, Hai să vedem ce mai avem în uh, 2014. Dacă dau așa, pe când mă dă? Mă rog, durează un pic până se încarcă. Aș vrea să pun niște muzică pe fundal. Opul a editat, dar dacă mi elene, să editez, cred că îl încarc direct așa. Da, bă, când avea poza asta cu drăcușorul. Ce nume o fi dat ăsta, că nu mai știu drăcușorul, dar de ce? Codrin Uite aici, în englez, nu mai e în aia. Deci la... Incredibil la casa -cării. <laughs> Ce vremuri. Mamă, și într-un fel așa putem să-i vedem vechiul canalul cu din ea. Uite, când juca TF2, când a terminat Outlast, primul Outlast. Bă, și thumbnail vechi. Mamă, ce vremuri, când își punea el fața în clip aici. Cum fac sâmbătă cu satana, farsa. Ai mă, nu se încarcă thumbnail-ul aici, ăsta chiar e clipul în care am apărut. Dar nu, dar nu merge să, gen să pornească clipul să nu numai pas la Latest? Ce mi-arată așa? Ah, ok. Deci până acum interesa, putem să vedem... Vechile sare clip. Cartoon, ia să dau așa. Câte vizualizări avea pe ăla cu Scooby-Doo? Three more. Hai să văd. Uite asta cu bătrâni satana cartoon, nu mai reușești să-l găsești dacă îl știe, dacă l-o găsi careva. Scuros, câte vizualizări avea la ăla cu... scooby -Doo? Avea... Deci, un milion și jumătate de vizualizări. Mi se pare că atunci când de la aștept să avea 2 milioane. Deci ai în 2014 un milion și ceva de vizualizări, un milion și jumate, e ceva totuși. Hai să vedem ce mai e pe aici. Februarie 2013, și dacă e dau așa nu mai e. Deci atât, hai să dăm acum pe 2013, dar nu știu cum fac. Să dau înapoi. Hai, dăm înapoi, așa, bun. Hai să vedem pe 2013 ce are chiar când începuse la activitatea pe canal. Mișto chestia asta că poți să găsești uh, site-uri de astea. Hai să vedem ce screenshot-uri avem. Două? A, ah, la ore diferite făcute. Interesant. Hai să vedem. Hai să dăm pe de la... Pe cu verde. Aha. Deci alea cu roșii și acolo căs cu erori. Hai să vedem ce, cum era. Mamă, ce interfață avea YouTube în 2013. Să-ți bagi picioarele. Ce vremuri. Pe vremea asta nu era treaba aia cu... Clopoțelul atunci da vremuri. Ia uite-mă vechea poză lui Mikey. Era smet, dar la moda atunci. Pe Bianca Adam o chema Tequila. 10 lucruri au la modă. Întărși pe Dani pe net. Alt canalul Codrin. Creative Monkeys. Dă potâncă. Asta parcă e versul Ăsta nu-l știu. Max și punct. În fine. Sai, in. Nu-i nevoia. Ce pe aici? Channels for you. N-am auzit deștept niciodată. Devărata poveste din GTA 5. <laughs> îți de de... te satan nu spune întrebări. Vă câte viz... Bă, deci făcea vizualizări ca lumea când începuse. Când e asta august 2013. Vreau să vă la populare. Ia ti dau pe videos. Oh, și avea poza asta. Mă, ce vremuri! Satana Games 1. Ia, opa! Satana răspunde la întrebări 2. Deci mai fac și un clip gen primului. Păsta nu-l știu. Ia, învățăm cu Satana Oradea. Ia uite, Satana și prietenii breakdance pe câmpie. Deci avea niște clipuri. Uite ce thumbnail avea. Vezi butonul de subscribe, futei una. Stai, hai să încerc să zic pe nas. Vezi butonul de subscribe, fute una. Cam așa ar fi asta. Deci în aprilie 2013 avea doar 38.000 de abonați și eu n-am nici acum în 2018. Și mai de 2018, dar mă rog. Și chiar nu să dau play la clipurile astea. Zic și eu așa la mișto, poate o merge. Oare cum ar fi? Dar asta e bazat doar pe snapshot, screenshot. Care dracu o fi definiția? Dai să văd Satana răspunde la întrebări 2. Hai să văd dacă caută să l găsesc. Satana răspunde la întrebări. Uite, 2. Îți curăț dacă îl găsim. 4, 3, 1. 3, 4 bloopers Talent show. Nu, no, nu e. Internetul știe tot. Nu e. Deci sunt mai multe clipuri pe care noi chiar nu le știm. Și cât avea, deci... jumătate. Asta era cel mai popular videoclip. Bă, dar chiar că erau virale astea cu satana cartus pe vremea aia. De de treabă, să faci câte 300.000, 500.000 de vizualizări. În nicio lună, în 2013, când pe vremea aia abia știa lumea poate de doza de H și roboții și atât. Poți ce vremuri erau pe atunci? Deci, pe care l-am căutat pe ăsta și nu l-am găsit. Satana și prietenii de pe câmpie Oare îl găsim pe ăsta? Dar nu cred Satana Hai să văd așa, bă deci erau niște vremuri <laughs> Satana cum era Și prieteni Aha, prietenii Cum ai zicea pe câmpie Și cum se chema? Satana arenet Ce mai nume? Satana arenet Ah, chiar se chema Satana arenet, după aia s-a schimbat în bradea Satana și la users era Satana PC, văd că este și aici Mișto ce mai lumea de Dar noi și prieteni, cum era pe câmpie? Hai că las doar atât breakdance pe câmpie ca o mai încolo. Da, nu cred că... Na, na, nu le mai găsești. Mișto că încă găsești... Mă scuze că acofonie. Că mai găsești clipurile de pe vechi canal, că sunt mulți care le aveau descărcate în telefon și astea. Dar mă, mă că să astea învățăm cu satana Oradea. Bă, dar scură, clipurile Clipuri erau astea, cred că te propădeai de râs la ele. Vreau să învățăm cu Hai să văd, poate îl găsim pe ăsta. Acum stau să caut clipul vei. Învățăm cu satana Oradea. Sau l-am mai căutat adineuri. Nu văd că mi-a mai părut. Asta cu învățăm satana Oradea. Sau l-am căutat adineuri și am și uitat. Nu, no, nu e. Hai să dau copii. Ia să-l caut pe Google. Oare îl găsesc? satana esența diavolului, Codrin broadea Facebook. Codrin satana Facebook. Noi. Te clip a fost la jos, nu mai să-l văd. Și Mero, hai să vedem pagina sa. mi arată? Nope, nu ne arată vechea sa pagina. Da, și cam asta cred că ar fi ce mai, merg, mai e unul mai, aha, mai e unul mai așa, vreau să văd chiar de când s-a apucat ăsta. Da, oare o că din mă, cum ar butonul de subscribe, vreo diferență, a, câteva clipuri mai puțin, avea doar 3 săptămâni clipuri, și 300, Păi deci, sunt clipuri care intră în trending în ziua de azi și nu fac tea vizualizări, cât te făcea el cu bastea, cu cartunsurile. Ia și mai, nu, no, asta e, deci ăsta e cam cel mai vechi screenshot, cea mai veche captură cu... Ce era cu Topic, Harlem și da mă, chiar la modă Harlem Shake pe atunci. Mă mișto chestia asta că i-am găsit cât de cât uh, clipurile aia vechi. Nu știu, mai găsești ceva pe aici. A boat, ce are pe la o Sigur e vreo descriere de aia tâmpită. De asta pot să fiu convins. <laughs> Divertizăm, spărăți jocuri și alte cuvinte care să vă convingă să vă abonați. Bun. aută aici banner ce avea și Fetture cener A, canalul său care discuta chestii inteligente. Dani penetru care știu că erau buni prieteni, acum nu știu dacă se mai înțeleg. Mă, deja deci abia avea 34k Dani Penet pe atunci. Ce mai e pe aici? Ale nu cine Max și punct. Ce trebuie că avea treabă cu Max și punct? Potânca. Sau nu știu eu ce înseamnă fat red ăsta. Nu ceva gen în colaborare, traducere motamo, cum de era o glumă, ci că nu înțeleg cine e fat, apare în fiecare melodie. A, ah, recomandate. Am înțeles, cream că ceva colaborare, cum de vedeți. Ale așa, pagina sa sau profilul. Și cam atât. Subscriptions. La asta o fi abonat. După asta. Cred. Și era abonat la și Cine știe? Mă, da ce vremuri! Da, da, văd că ăsta e deja 4 august. Dăm înapoi la 19 aprilie, deci cel mai vechi screenshot cu canalul vechi al lui Codrin. Chestia asta trebuia să facut făcut când de a fost șters canalul, așa, în omagiu. Uh, mă, ce drept s-a făcut cam vreo 2-3 ani. Că dracu, 3 ani, 4 ani de când i-a șters atunci canalul. Oi, vă dați seama că dacă nu-i ștergeau atunci canalul, el făcea primul rob, era primul român cu, mil cu, milionul de abonați. În fine. A, pe Facebook ce mai descrie avea. Vă parcă mai e un pic așa nostalgia când mă gândesc uh, aici. Hai să vad totuși, eu când i-a descoperit ăsta canalul, că nu mai știu, deva la finalul 2013, hai să văd ultima poză din 2013 cu canalul, cam când am început sa mă uit la cuadrin ce vremuri. Da, Wayback Machine asta A trebuit să-l caut ca să-mi vad videoclipurile șterse de la mine pe canal, Ca aveam și eu destule cu Minecraft de alea -mi șters. Asta de mult. Nu are 2017 nimic. Hai să mai dau un pic așa, mai joc cu asta o chestia asta cu Wayback Machine. Trebuie să... Să-mi comentarii ce... Canale sau site-uri să le caut cu... Uh... Zimă cu ăsta. să văd show Ce site-uri mai poate găsi, canale șterse pe YouTube Pana mea A, văd că într-o dată parcă nu mai făcea așa multe, nici 100.000 Văd cam atâtea vizualizări face Puțin mai multe, gen cam ca aici așa Face zapi. era mișto, bă. Era mișto ce făcea Făcea thumbnail-uri de-astea mișto, adică se photoshopa, se punea el pe aici a... Și acum muncește la thumbnail -uri. se pune direct doar el în thumbnail, dar era mult mai mult de muncă. Bă, Parks cei drept se dedica mai mult, adică, te tu ce thumbnail mișto făcea aici, se punea el cu toate astea așa. Să tea să pune filtre să îi se potrivească culoarea pielii cu poza pe fundal. Ia, când făcuse el 520.000 de abonați, deci asta când e 10 aprilie, probabil undeva, februarie, pardon, deci la începutul lui februarie 2014, făcuse 250.000, de fapt după un an. Și cam așa parcă crește și în prezent tot cu un sfert de milion de abonați. Mă rog. Mă, parcă mai un pic așa nostalgia. Uh, lăsați și voi o părere așa în comentarii despre ce ți voi. Deci, mofti că nu pot să dau play la clipuri. Bine, marea majoritate găsești dacă cum erau alea gen. Învățăm cu satana așa, astea nu mai sunt. Din păcate, nici el nu le mai avea pe laptop, că a făcut el mai de mult un video în care acționează la clipuri vechi, dar alea sunt și pe YouTube sau poate și le dau la el, nu știu. În fine, deci uh, cam atât și clipul acesta cu, nu știu, cum să zic, să fac o serie cu Wayback Machine ăsta? Dacă mai știți gen canalele de astea care au fost în vogă și au fost șterse, să-mi lăsați un comentariu. De fapt, parcă mi am de un de unul, Uzi, care a fost, așa i-a fost șters canalul sau ceva de genul, să-l căutăm și pe ala. Dar, în fine, nu vreau să vă influențez, că eu nu sunt influencer, așa. Lăsați un comentariu cu ce să mai caut pe Wayback Machine, ce site-uri și vă rog, fără site-uri porno, că nu va las YouTube-ul să caut chestii de genul. Puteți să căutați și voi acasă să vedeți uh, cum arăta retub acum 10 ani. Ok. Hai că încheia aici. Nu știu, cred că filmez de 20 de minute. B aproape. Hai că încheia aici. Ne vom auzi data viitoare. Ceau les.